Hei, am văzut Free Guy la Cinema City. Este o comedie în care prezența și personajul lui Ryan Reynolds m-au făcut să zâmbesc tot filmul. The Blue Guy trăiește într-o lume fantastică, la propriu fantastică. Lucrează într-o corporație și deși are o rutină foarte bine definită și răspunde la evenimentele neprevăzute zilnice, păstrându-și starea de Have a great day, not a good day, tot simte că îi lipsește ceva esențial. Cine nu rezonează cu asta? Să faci tot ce ai de făcut cu succes și să simți că mai e ceva ca să te simți împlinit. Când personajul său găsește o pereche de ochelari la care nu aveau acces decât cei ce erau un fel de supereroi, ca să nu dau spoilere, și acești supereroi obțineau tot ce voiau. By the way, nice metaphor cu ochelarii. Vede și The Blue Guy ce l-ar împlini. Ta-da! Și așa devine curajos, motivat să schimbe viața sa așezată și rutinată. Firește că nu i-a fost ușor din start, adică cui este ușor când face schimbări dramatice? The Blue Shirt Guy schimbă regulile jocului, dar își păstrează esența sa de good guy, în condițiile în care nimeni nu încercase așa și ar fi obținut cu mult mai multă rapiditate și ușurință ce dorea, fiind ca ceilalți agresivi. Dar el nu vrea decât așa. Contrar așteptărilor, crește foarte, foarte repede. Mai repede decât ceilalți și odată cu atenția celorlalți, obține și sprijinul lor. The Blue Guy ne arată că poți să schimbi regulile jocului, chiar dacă par bătute în cuie. Și să ai succes, atâta timp cât îți păstrezi autenticitatea. Că poți să evoluezi mai repede fiind The Good Guy. Că poți să devii cunoscut și să obții suportul comunității tale chiar dacă ești diferit sau dacă faci lucrurile diferit. Vă spun și vouă o replică care a rămas cu mine. Nu trebuie să fim spectatori în viața noastră. Chiar nu trebuie. Hai la cinema!